Fie că vorbim de sfârșit sau început de an, de absolvirea școlii sau a universității, de alegerea vocației sau pur și simplu a unei profesii cu perspectivă, vine odată acel moment când trebuie să-ți planifici cariera. Când este mai bine să faci acest lucru și de ce ar trebui să te ghidezi, aflăm de la Larisa Cepoi, business și life coach, cu alte cuvinte, mentor. Larisa, bine ai venit la noi! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Mulțumim tare mult că ai acceptat invitația într-o perioadă atât de aglomerată. Și ca să ne faci lumină, da, mai cu seamă tinerilor care poate își aleg acum sau nu neapărat. E un subiect valabil și la alte vârste, nu? Absolut, reinventarea sau alegerea sau claritatea în a alege un domeniu, un segment care ne place, cred că ar trebui să fie încă din educația timpurie discutată în familie. Apoi, cu siguranță, din experiența internațională, văd o necesitate de a fi introduse în școli. Clasele primare sau treapta primară gimnazială după înțelesul lor, iar ulterior o necesitate în viața adolescenților. Pentru că aici vine claritatea și direcția pe care vrem noi să o avem Ulterior în viață, da, atât noi să o vedem ca și părinți în rezultatul copiilor noștri, dar și să noi vedem pe ei pierduți. Și aici, personal, coaching-ul pe mine m-a ajutat să mă reinventez în carieră, chiar dacă nu eram la vârsta adolescenței, dar aveam nevoie de acea direcție, de acea viziune, de acea claritate, pentru că majoritatea ajungem într-un moment în care zice, parcă am de toate și nu am nimic, parcă vreau ceva, dar nu înțeleg ce vreau. Ei, sindromul ăsta este mult mai acut în viața adolescenților, care sunt alte generații decât suntem noi. Altfel gândesc, altfel văd, altfel se lasă provocați. Și atunci, dacă noi ca și părinți nu avem o direcție foarte clară ce vrem noi să facem, sau instituția, sau țara, sistemul în care noi trăim, nu oferă aceste instrumente încă de pe băncile școlii, devine provocator pentru ulterior pentru angajatori. Pentru că ei primesc niște resurse care nu se echivalează, nu sunt valorificate cu ceea ce cere piața. Nu corespunde, da, cererea și oferta. Ok, ziceai de învățământul timpuriu, dar îmi dau seama că aici ne bazăm cumva pe talentele pe care le are copilul, da, ca să-l putem ghida. În școli cum se întâmplă acest lucru? Prin, nu știu, implementarea anumitor discipline care să-i ajute la fel să se descopere sau să zică, uite, avem atâția pompieri, atâția medici și așa mai departe, nu știu. Mă refer la profesiile care sunt absolut necesare sau și să le cultiv cumva dragostea pentru ele. Sau... Cel puțin, atunci când eu, 8 ani în urmă, am îmbrățișat acest subiect, această industrie, coaching-ul, ea fiind a doua după IT, cu o creștere foarte, foarte mare, am preluat foarte mult și am crescut alături de expertiza internațională a colegilor. Școala Noble Manhattan la care eu m-am format este una din Marea Britanie. Iar în Marea Britanie deja este introdus coaching-ul pentru copii și adolescenți în școli. Adică niște lecții de coaching ar fi binevenite în școli. Niște lecții de coaching care îi ajută pe oameni, pe copii, pe adolescenți să înțeleagă ce le place și cum să ajungă acolo. Ce presupune pașii către o carieră. Sau ce înseamnă această meserie. Pentru că s-ar putea uneori să sune frumos și ei să ajungă acolo pentru că așa vrea mama, bunica sau așa se cere în familie și să înțeleagă că nu e la ce au visat sau nu le place sau nu au abilitățile și rămân frustrați, supărați și ulterior șomerii de mâine. De asta noi am ajuns în situația în care pandemia și războiul ne-a modelat peste noapte sau ar trebui să înțelegem că lucrurile s-au schimbat diferit. Și generațiilor care vin le-ar trebui mai mult ca niciodată suportul, ghidare, claritate, unde, ce potențial are de a-i ajuta să înțeleagă ce vor să facă și cum să ajungă acolo, de ce abilități au nevoie. Pentru că ce a fost valabil 20 de ani în urmă e mai puțin acum. Industriile se schimbă foarte mult. Acum poți să lucrezi de oriunde, având un calculator și acces la internet și abilitățile necesare. Acum, eu fiind mamă și de adolescent și fetiță de clasa 1, înțeleg foarte bine rolul meu ca și părinte până ajunge acest instrument să fie implementat în școli, cât este de necesar să discutăm, să întrebăm și nu să le impunem. Sau, pe de altă parte, dacă sună frumos să fii doctoriță, că așa îmi zice fiica mea, și la un moment dat când vede o picătură de sânge zice nu mai vreau. Rolul meu este să o ghidez și să o întreb de ce e atât de ușor de înapoi.
și care este rezultatul prin munca pe care îl face un doctor, cum ajută și susține alți oameni. Cred că aici vine și din abilitățile pe care le avem noi, crescute, dezvoltate ca și părinți. Deci nu poți să ceri de la o societate dacă sistemul nu este integru. Nu poți să ceri de la un copil dacă părintele nu este educat și nu cunoaște. Pentru că nu mai funcționează așa trebuie. Așa este. Și totuși, dacă e să revenim la planificare, da? De când ar trebui începută aceasta și, nu știu, care sunt niște pași? Exact, că iată, 4 ani îi las pentru studii. Sau e ok să în acești 4 ani să începem să acumulăm și o practică anumită, nu doar să ne limităm la teoria din bănci. Ulterior muncesc ca și angajat în funcția acutare. Sau ce înseamnă, de fapt, o planificare? Ca tu să te vezi peste 20 de ani în acel punct în care îți dorești tu? Sau cum? Dacă vorbesc din rol de părinte, cred că asta ar trebui să fie o observație a părinților, chiar de când copilul începe să se joace, ce își alege, cum. Și noi, ca și părinți, să avem o abilitate de a comunica eficient și de a-l întreba. De a susține alegerile atunci când își cumpără jucării. Da? Totuși, ține de noi. Ulterior, merge la o instituție de învățământ. Este foarte important ca pedagogii, instituția, să pună în procesul de educație acel instrument în care se întreabă, se explică și nu se impune doar. Pentru că asta cumva clădește cărămidă cu cărămidă adultul de mâine, care va fi mai încrezător în deciziile pe care le ia, își va putea argumenta de ce așa, de ce își dorește și nu că trebuie. Iar ulterior, în treapta gimnazială și liceală, văd obligatoriu introdus instrumentul de coaching. Dar nu poți să ceri coaching pentru copii, pentru elevi, dacă nu ai cel puțin 2-3 coach instruiți, profesori în instituție. Pentru că aici vine în a învăța pe ei și a-și planifica unde vor să se ducă după ce finisează liceul. S-ar putea uneori generația copiilor noștri, și am întâlnit, să ceară un an de pauză în a decide. Vor să meargă la facultate să facă economie sau pur și simplu vor să facă regie? Și de ce? Și cum? Și este absolut normal să fie acest an în care poate vrea să muncească undeva, o meserie. Poate vrea. Deci, dar rolul totuși ne aparține nouă ca și părinți, alături de instituția și de sistemul pe care vrem să-l creștem altfel. Sistemul, da, iată, părintele, da, ghidează copilul pentru că acesta să-și poată asuma anumite decizii, da, să fie în stare să ia anumite decizii, dar țara sau statul, îmi imaginez că și aici avem foarte mari și multe carențe. Ce se poate face, cum se neapărat, poate schimba? Neapărat ar trebui implementate niște politici, curricula. Eu așa o văd din experiența din afară, în care am fost inclusiv implicată ca și mentor, ca și coach în programele școlare. Eu o văd aici implementată în sistemul nostru educațional, astfel încât omul se înțeleagă sau copilul se înțeleagă, adolescentul, că nu mai e o rușine să fii sudor. Sau să ai o meserie care peste hotare este mult mai cotată. Și e și asta o utilitate în societatea noastră, care nu va putea fi înlocuită de inteligența artificială. De exemplu, sau să avem o deschidere în a vedea care sunt peste 10-15 ani acele nevoi ale antreprenorilor, ale angajatorilor, care pot fi acoperite de pasiunile, visele adolescenților, ce au nevoie de ghidare, de instruire. Și uite, asta vine prin introducerea în curriculă. Deși mă bucur foarte mult că este o evoluție, chiar văd după programul școlar a adolescentului, a fetiței de clasa 1, că se abordează la lecțiile de educație pentru societate. Ora educația, chiar diriginta m-a invitat să vorbim despre profesii, să vorbim despre... Se mișcă lucrurile, este, da. Dar cred că se mișcă foarte puțin sau în interiorul unor instituții care au poate acces la părinți, care pot investi prin a fi acolo prezenți, dar nu și macro. E nevoie la nivel absolut de țară să, exact, să se schimbe ceva. Foarte pe scurt, dar vreau, nu pot să nu te întreb, e mai clar la vârstele fragede, da? Cum facem? Dar în cazul în care ai activat 20 de ani într-un anumit domeniu și, nu știu, la 40 sau 50 de ani, pentru că niciodată nu este târziu, vrei să faci o schimbare, e ok să începi o planificare de atunci?
Eu vreau să zic că pandemia mi-a arătat contrariu. Foarte mulți adulți formați 40-35 plus au ajuns în punctul în care au înțeles că au făcut facultate pentru că a vrut mama și nu se mai regăsește în poziția în care este și vrea o reinventare în carieră. Și atunci, cu siguranță că coaching-ul este instrumentul care te ajută să te reinventezi, să înțelegi clar ce vrei, cum vrei, de unde vrei să faci asta, când vrei să faci, plus să-ți dezvolți niște abilități care sunt aplicabile în orice segment ai activa. Că vorbim de comunicare, că vorbim de relații, punerea întrebărilor, setarea de obiective, niște lucruri care vin, uite așa, la pachet și le porți cu tine indiferent în ce poziție ai fi. Și reinventarea în carieră este un subiect, pot să zic top, care este abordat de oamenii care vor să schimbe. Și avem diferite segmente. Avem oameni din diferite industrii care fac acest lucru. Uite, e o temă interesantă pentru o ediție ulterioară. Ce zici? Mai vii la noi? Cu siguranță. Să vorbim despre asta. Larisa, mulțumesc tare frumos pentru prezență.